Pentru a câta oară aici, la Polovragi? Sunt pentru a patra oară. Prima dată am făcut portalul de la drum. În ediția a doua am făcut al doilea portal din fața mănăstirii. Al treia ediție portalul celălalt și acum am făcut fiecare meșter câte doi stâlpi care s-au pus aceste minunate busturi ale strămoșilor noștri. Asta vreau să-mi spuneți, ce reprezintă lucrarea lângă care noi vorbim, lângă care noi discutăm? Oricum, tematica noastră este motive dacice și aici e rozeta, floarea veții, dinții de lup, calea rătăcită, coloana infinitului în cer, soarele, sămânța vieții, am desfășurat-o să fie ca și o coloană și fiecare față are câte o înșiruire de modele. Ce reprezintă pentru dumneavoastră întâlnirea de aici? O ocazie unică, oameni deosebiți, locuri deosebite, ieșit de putere și lăsăm o urmă pe cărarea dacilor, care sperăm să bucure pe cei care au venit și vor vedea. Ce simbolistic are pentru dumneavoastră ca locuitor al Polovraciului tabăra asta de aici? Proaspăt locuitor, că-s venit mutat de curând. Nu știu, tot ce ține de istorie și mai ales de istoria când, de perioada când eram tari și mari, sper să ne trezească conștiința, să redevenim ceea ce am fost cândva. Să fim mândri de trecut și dacă putem cumva să ne apropiem iarăși de valorile și de valoarea a ceea ce am fost cândva, ar însemna mult. Iar tinerii care nu cunosc exact perioada aia ar trebui să vină pe aici, să le dea de gândit, să se intereseze cine au fost conducătorii și poate vor face ceva, eforturi să redescopere și să redevină ceea ce am fost cândva.